Da. Alo, bună ziua, domnule Paraschiv. Ștefan Vlăsceanu sunt de la ziarul Observatorul Prahovean. Vă rețin și eu două secunde pentru a obține de la dumneavoastră un punct de vedere într-o documentare pe care o facem. Legat de angajările la uzina mecanică Plopeni. Așa. Colegii mei au verificat zilele trecute informația potrivit căreia dumneavoastră intermediați angajări la uzina mecanică Plopeni. Și voiam să vă întreb în ce calitate faceți acest lucru, dacă sunteți angajat al uzinii mecanice Plopeni, dacă este adevărat. Nu intermediez eu nimic, dacă pot să ajut pe cineva în drum să pună CV-ul la uzină acolo. Am înțeles, dar dumneavoastră sunteți angajatul uzinii mecanice Plopeni? Nu. Am înțeles. Dar potrivit documentării noastre pe care o avem în derulare, dumneavoastră solicitați CV-urile oamenilor care vor să se angajeze și ulterior îi îndrumați să transmită CV-ul și la uzina mecanică Plopeni. Nu, îi îndrum să ducă cu CV-ul acolo și eventual să lase și aici ca să, nu știu, dacă pot aici, să-i ajut să... Aici unde mai exact? La mine, nu neapărat la cineva. Dar eu nu, vă repet, nu sunt nici angajat. Le-am, care mai m-au sunat că nimic cunosc. Eu i-am zis să vină să stea de vorbă, să îi îndrum, să se ducă acolo, să stea de vorbă. Tu nu i-o angaja eu, că cine știu că să-i angajez eu. Aici, la dumneavoastră, unde mai exact să vă anunțe? La mine, în Plopeci. Ah, deci, practic, să vă caute acasă, nu? Să... Nu neapărat acasă, mă găsește pe stradă, mă găsește că mă duc să împart flyere, mă duc să împart... A, deci practic și la partid, adică unde se întâlnesc cu dumneavoastră să vă atenționeze practic cu privire la intenția lor de a se angaja. Dar și... eu i-am trimis să stea de vorbă la uzină, să-și depună CV-ul acolo, pentru că nu eu fac angajări, să se ducă să dea un interviu. N-am eu treabă cu uzina, cum să angajez eu? Am mai primit telefoane, le-am zis și eu, zic, ce să le zic, că nu vreau să-i ajut, dar i-am îndrumat către uzină, să se ducă să-și depună și eu acolo, nu-i normal așa? Păi da, tocmai de-aia verificăm informația asta și, na, vă dați seama, dumneavoastră fiind acum și în campanie electorală, na, sunt tot felul nu de... Nu fac o campanie pe sunt tot felul de întrebări la care noi căutăm răspunsuri, nici vă dați seama. Nu știu să le răspund, din această cauză și trimit acolo. Păi, i-am mai zis lui unul, m-a sunat unul ieri că își dă demisia de la Kaufland. Stai mă, prietene, așa că zic, că ea nu te angajează băia la număr. Te duci cu CV-ul acolo, dar vreau să-i mai explic să ducă unde trebuie. Nu, nu fac o angajare. Deci, practic, nu promiteți intermedierea angajărilor la uzina mecanică Plopeni? Din ce calitate să dau eu? De calitatea de șomer? Am înțeles. Deci dumneavoastră nu, momentan nu sunteți angajat. Nu, domnule, nu. N-am reținut cum vă cheam, îmi cer scuze. Ștefan Vlăsceanu este numele meu. Nu știu. Vă salut, domnule Vlăsceanu. Da, v-ați pus întrebarea că această situație este legată de faptul că tocmai candidați la primăria Plopeni? Nu, pentru că și înainte mai veneau la mine dacă pot să-i ajut cu o vorbă bună la patronii în parcul industrial. Și am mai trimis oameni și la parcul industrial să vadă, să-i angajeze, la parcul industrial, adică la firmele din parcul industrial, da, nu deci la parc. La privat, da, nu la stat, am înțeles. La privat, sigur că da, da, da. În regulă. Dar mai trimis de-astea la mobilă. Unii s-au dus, s-au angajat, unii nu. A mai venit unul, tot așa, i-am trimis, dar nu le-a convenit. Nu, eu îi îndrum. Îi îndrum și să se ducă cu CV-ul. Că știu că să facă angajări. Mi-a zis chiar domnul director că să facă angajări, dar le trebuiesc ăștia, pirotehniști, le trebuiesc mai multe. Tocmai de asta nici nu mă pricep, pentru că n-am lucrat în uzină niciodată și nu mă pricep. Oamenii de acolo îi selectează în urma CV-ului, probabil că le dă vreo probă de lucru, chiar nu știu. Da. Dar de îndrumat, i-am îndrumat ce să facă, să scrie în CV și să se ducă să-l depună acolo. Deci fără să vă atenționeze pe dumneavoastră, fără să vă lase și dumneavoastră un CV înainte și apoi să spună la uzină că vin din partea dumneavoastră. La mine n-am niciun CV. Am înțeles. Nu. Am înțeles. Că sunt vorbe și că
mai le bagă cineva în cap prostii, e altceva. Am înțeles. În regulă. Bine, vă mulțumesc. Deci rețineți, vă rog frumos, că nu sunt angajat la nicăieri, lucră la uzină, nicăieri. De când am fost dat de o lună de zile abuziv, că, na, asta este să-ți dea 48 de ore să părăsești biroul, nu cred că v-ar conveni, nu dumneavoastră, la nimeni. Am înțeles, da? Pare rău că ați trecut. 48 de ore să, fără, să se facă comisie, fără să fiu, nu știu, orice, dar 48 de ore să părăsești biroul. Dar din ce, din ce loc de muncă ați fost dat afară așa? Administrator public. Am înțeles. Am înțeles. Da. Există hârtii în, în sensul ăsta. Am înțeles. În regulă, domnule Paraschiv, vă mulțumesc mult. O zi frumoasă. Numai bine, sănătate.